Profesori de omiletică și oamenii cu mai multă experiență spun că atunci când începe o predică, trebuie să o încep cu gânduri bune, optimiste, întâi să lauzi adunarea și după aceea poți să ne mai spui, așa cum a făcut Pavel în Areopag, în toate privințele vă găsesc că sunteți foarte blavioși, după aceea el le-a spus. Eu am ales astăzi să încep cu o avertizare din Scriptură, după aia intrăm în cercetarea cuvântului. Vorbim despre disciplină și neprihănire. Fratele Liviu din Matei vorbea despre post, rugăciune și milostenie. Numai când versetul 1 din Matei 6, Domnul trage un semnal de alarmă zicând, băgați de seamă, să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca și cum ați vrea să fiți văzuți de ei. 35 de ani am lucrat la calea ferată eu. Veneam cu acceleratul la București, Suceava, București, eram mecanic, locomotivă. Când lucram la reparație, eram mulți, o echipă mare de oameni. Și mi-aduc aminte că un coleg, șef de echipă, un om cu prestanță, a intrat în atelier, a spus, bună dimineața, băieți, eu azi sunt în post, vreau să știți toți. Și-a pus geanta pe masă și noi toți am știut că Mihai în ziua aceea e în post. Să nu cădem și noi în aceeași greșeală, ca și cum postul, rugăciunea, milostenile noastre ar trebui trâmbițate să fie știute, să fie văzute. Acum, în momentul când biserica organizează o zi de post, nu poate fi ținut în secret, că o facem împreună. Și noi avem multe, multe zile de post și duminici, de dimineață stăm până seara în adunare. Avem și vă felicit pentru aceasta și zic Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar bine ar fi ca biserica să aibă secretele ei. Balaam se uită așa cu mâna streașănă de pe vârful muntelui Pisga, se uită în vale și spune, Dumnezeu nu vede nicio nelegiuire în Iacob, nicio fără de lege în Israel. Și eu mă întreb, chiar nu erau? Erau, dar n-avea voie vrășmașul să le vadă. Și asta e foarte important. Nu trebuia să le vadă Balaam și vrășmașa. Era treaba lui Israel și a lui Dumnezeu. Că biserica trebuie să aibă secretele ei. Trebuie să aibă secretele ei. În ultimul verset din Evanghelia după Ioan scrie, Domnul a făcut multe lucruri. Că dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, nu încăpeau cărțile. Deci, Domnul câteodată îi lua pe ucenici deoparte și le vorbea ca unor prieteni. Între prieteni sunt secrete. Eu, de exemplu, acum nu pot să vă vorbesc ca unor prieteni, pentru că nu avem secrete. Că tot ce discutăm noi trebuie să știe toți, inclusiv dușmanii. De aceea doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. În Cântarea Cântărilor, capitolul 4, versetul 12, biserica acolo e comparată cu o grădină închisă. Soru, tu ești ca o grădină închisă. Tu ești ca o fântână pecetluită. Știți ce facem noi? Deschidem gardurile și porțile să vadă tot ce e în grădina noastră. Eu am îmbătrânit în adunare, am trecut de 64 de ani, Livi mai mare ca mine cu 10 ani, Domnul să-l binecuvinteze, am îmbătrânit în adunare. În vremea lui Ceaușescu ne temeam de securiști. Dacă făceam rost de Biblie și literatură, erau oameni care nu trebuia să știe. Dacă ne adunam la rugăciune undeva, nu trebuiau să știe toți. Chiar din adunare, erau vânzători acolo. Dacă se dădeau botezurile noaptea la ora 12 în șură la un frate, nu trebuiau să știe toți. Ei, acum noi ne expunem toate secretele la toți, să le știe toți. Când o transmisie din astea îi ascultată de membrii bisericii, sunt mame cu copii, sunt surori bolnave, sunt frați care sunt la lucru, fac șofer și ar vrea să asculte predica, e bine.
li dăm link-ul, îi privat, îi secretul nostru. Când o punem pe internet să o vadă toată lumea, nu mai sunt secrete. Într-o mare adunare din România, recent, a fost o tulburare. O adunare cu renume în țara noastră. Un conflict, ca să nu-i spun, un scandal. Și, curios, eu nu le-am cu tehnica asta de curios, îmi spuneam în duminica aceea, când niște frați din conducerea cultului conduceau programul și trebuia să fie acolo, îmi spune cineva, frate Dragos, au fost 16.000 de vizionări, 16.000 de oameni ascultau programul de la, tu știi de unde. Eu m-am întrebat, oare ăia 16.000, ce voiau să vadă botezul cu Duhul Sfânt? Bolnavi vindecați, de unde era curiozitatea asta lor? De unde? Să vadă dacă nu-i scandal, dacă nu se împing acolo, dacă nu-i gâlceavă mai mare. Eu întreb, Duhul Sfânt îi punea? Dumnezeu să ne dea ipocăință. Și odată ce ieșim în spațiu public cu slujbele noastre, nu le mai putem controla. Sunt biserici care transmit și au în arhiva biserice. Pentru membrii bisericii vor să mai asculte odată o predică, așa cum spuneam, pentru neputincioși. Și eu le-am spus, dacă mărgăritare ajung și la porci, că ajung și la porci, măcar nu-i lăsa să vă sfâșie. Ce înseamnă asta? Comentariile. Comentează Zamolște, comentează Alahii Mare, comentează Ortodoxul Român, care nu vă cunoaște și ne băjucurește în tot felul, și ne sfâșie câte un pic, câte un pic pe fiecare. De ce? Că ne lăsăm. Acum unul a spus, frate Dragoș, noi filmăm, dar nu lăsăm comentariile. Ei, dar de acolo, din filmarea aceea, o preluat-o altul, o pus-o pe canalul lui, că sunt oameni care câștigă bani din asta, decât să facă șofer, mai bine îi internaude ăsta, cum se cheamă. Și el lasă comentarii libere și vezi 100 de comentarii. Băi, vagabonțul, băi, hoțul, băi, sectanți rătăciți. Și eu întreb, de ce? Ăsta a fost cuvântul meu de introducere, nu v-a plăcut, știu că nu v-a plăcut. Dumnezeu să ne dea ipocăință la toți. Acum vreau să vorbesc ceva de rugăciune. Ce este rugăciunea? O exprimare poetică, spunea, rugăciunea îi respirația sufletului. E drept. Așa cum trupul, dacă nu respiră, moare, se asfixiază, tot așa sufletul trebuie să respire. Și respirația asta e prin rugăciune. Unii spun rugăciunea e un dialog cu Dumnezeu, nu-i monolog. Nu-i spun eu repede 5 minute, Doamne, 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 mă ridic și plec. Nu. Eu vorbesc, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea către tine, psalmul 5, și aștept. Psalmul 95, veniți să ne plecăm genunchi, să venim cântări de laudă. Și psalmistul tace. Și după aceea vine versetul 8, 9, în jur. O, dar ascultați glasul meu, începe Dumnezeu să vorbească. Pentru că rugăciunea e un dialog. Eu îi spun lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi spune mie. Dumnezeu îi spune lui Anania, Anania, du-te pe ulița dreaptă din Damasc, acolo vei întâlni un om, Anania, vorbește cu Dumnezeu. Doamne, stai un pic, eu știu tot răul pe care l-a făcut omul ăsta și aici a venit să duc la Ierusalim. Anania, el este un vas pe care l-am ales, care va duce nume. Anania stă de vorbă cu Dumnezeu. Ei, cam asta e rugăciunea, un fel de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Cum vorbesc copiii cu părinții lor, mama, tata, întrebă ce e, tata, măi, bagă de seamă. Dialogul din familie e dialogul din biserică, noi cu Tatăl nostru care e în cer. Dar rugăciunea, aș vrea să o prezint altfel în dimineața asta. Rugăciunea este o luptă. În Roman 15 cu 30 spune, vă îndemn fraților pentru dragostea Duhului să vă rugați pentru mine, în rugăciunile voastre. În Colosem 4 cu 12 spune, Epafras, care dintre ai voștri, se luptă pentru voi în rugăciunile lui.
Rugăciunea e o luptă. Bun, dar dacă e luptă, cine cu cine se luptă? La bătaie, eu n-am fost bătăuș, că am fost pocăit, nu mă lăsa. Dacă vă spuneam că m-am bătut cu cineva, mai luam o bătaie eu acasă. Nu m-am bătut. Dar știu că la o luptă trebuie măcar doi adversari, nu? Rugăciunea e o luptă. Cine luptă în rugăciunea asta? În primul rând, luptă Duhul cu firea. Duhul spune, zi de post, du-te măi la adunare, o anunțat fratele Dan, ca să fie rugăciune și post. Firea spune, da, poți să stai și acasă. Știți că unii care pot veni la adunare nu vin, stau acasă, mănâncă semințe și urmăresc slujba transmisă? Și dacă nu-i place la izvorul mântuirii de la Timișoara, și numai, dacă nu-i place să văd la Ștefan Ivan, să văd și la Cluj. De ce? Că firii îi place în pat liniștită, cu o cafea în față, cu un ceai, să vede toate programele. Dar, spunea fratele Liviu, că în Scriptură scrie, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deci luptă Duhul cu firea. Toate lucrările astea duhovnicești se efectuează cu mijloace firești. Cântarea, o cânta sora, o cântare duhovnicească, nu? Da, dar o cântat-o cu gura. O cântat-o cu gura. Eu predic, e ceva duhovnicește, dar cu mijloace firești. Postul e o slujbă duhovnicească, dar e cu mijloace firești. Eu îmi țin trupul în stăpânire. Așa e și rugăciunea. Ori dintre toate mijloacele de disciplinare, cea mai neagreiată este rugăciunea și postul. Mie îmi place cântarea de laudă. Aseară la noi în adunare eu am condus cântările. Nu scântăreți, dar noi suntem în renovare, frații erau la lucru, băi, conduc eu cântările, când tinerețele am mai condus. Și îmi place. Îmi place și să predic. O să vedeți. Îmi place, după cât țin. Așa. Cel mai puțin îmi place postul și rugăciunea. Dar se pare că sunt foarte eficiente metodele astea. Pentru că rugăciunea e o luptă. Se luptă Duhul, du-te măi la rugăciune. Și firea stă acasă. În lupta asta voi ați câștigat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți la adunare. Până aici o câștigat Duhul. Lăudat să fie Domnul. Firea voastră acum e muietă și pusă aici pe bancă. Stai acolo cu numori. Povestea odată fratele Cătună că era a trei zile de post. Cătună de la Ileanda. Și în trei zile de post mergeau la cules vie. Și văd că în a treia zi la un frate așa era de poftă mirosul oceala încât o închis gura, o luat un struguri și se freca așa pe la gură. Uite, nu-ți dau să văd, na, mor, nu-ți dau. Și s-o freca tot cu strugurile, așa, o înfrânare. Voi sunteți aici la poșul rugăciune. Dumnezeu pe tot să vă binecuvinteze. Deci în lupta asta ați câștigat. Dar nu se termină lupta aici. De acum luptă Duhul, ăla cu dămare, cu duhurile. Că dacă ai venit la adunare și ai biruit firea, ai adus-o aici. De acum, rugăciunea știți cum e. Eu am făcut armata la transmisiuni. Am fost morsist. Erau din ăștia cu CLC-ul. Merge o echipă de oameni cu cabluri în spate, cu stație, trage cablu prin păduri, prin laște, prin grâu, prin porumb, așa, și fac ei ca un fel de război. Montează repede un telefon și apoi de aici cercetașul sună acolo la batalion și ia legătura. Era o echipă de diversioniști, toți militari erau și aceia. Mergeau pe burtă, pe așa, și cu foarfecul stăia firul. Stăia firul, pac. Și când vorbeam, să trăitor și colonel, raportez. Grăiem singur. Firul m-a tăiat. Că îi spunea că așa e în război. Nu, așa e și cu rugăciunea. Eu mă lupt un pic, vin la adunare, închid ochii, Doamne, până prin legătura cu Dumnezeu, când prin legătura cu Dumnezeu vine diavolul și pac, stai în firul. Și te trezești că vorbești cu nimeni, vorbești singur. În Psalmul 2, versetul 3 acolo, să le tăiem legăturile.
Să le rupem legăturile. Asta vine diavolul. Care sunt duhurile astea care vin oare și ne taie legăturile? Poate fi un duc de îngrijorare. Îngrijorare. Am venit la adunare, sora Vetuța Haneș de la Arad spunea că la dânsa a venit în vizită un frate militar. Sora fiind prorociță, militarul era tot proroc. Pentru că sora Vetuța a venit să facem o rugăciune, că sunt liber un pic prin oraș, și ea spune, mă, eu m-am hotărât un ceas, stau în rugăciune. Așa am hotărât, uite, ne plecăm pe genunchi, dar o oră ne rugăm. Și exact cum spunea fratele, militarul ăla are o vedenie, că în timp ce sora Vetuța se ruga, i-au venit copiii de la școală, cărți, ghiozdane, genți, și ea se gândea, măi, ăștia spun ghiozdane la locul lor, să-și le iasă papuce, să nu-i arunce așa, na, dar ea se ruga o oră. Între timp a venit bărbatul de la lucru și ea se gândea, măi, să aduce și a lua mâncare singur, doar vede că eu sunt la rugăciune, să se ducă, să-și iei de acolo, din oală, că doar eu un bătrân, nu trebuie să-l învăț eu. Dar ea se ruga. Și militarul are o vedenie exact așa, tot cu doi îngeri. Ăla de sus întreba, ce se întâmplă? Ăla de jos o că stă pe genunchi. Dar ea se gândea la copii, la bărbat, o venit cineva și o tăia legăturile. Voi azi ați prins legătura cu cerul? Și ați închis ochii și v-ați rugat lui Dumnezeu. Vezi că vine cineva să vă taie legăturile. Vine un duc de îngrijorare. Fratele Aurel Șoltuț predica la Mlenăuț, predica și o soră în vârstă, sta așa, se uita la el. Atentă și eu spune, uite ce atentă-i sora asta. Dar au văzut că nu clipește, n-are nicio reacție. S-a oprit și a spus, soră, spune drept, la ce te gândești? Și ea spune, vai Aurel ce m-ai prins. Am uitat să închid găinile și tare umblă vulpea pe la noi pe acolo. Ea sta fix, uita la el și mintea era la găinile, cele victime. Am dacă vii aici la rugăciune și stai pe telefon. Eu am văzut frați care în timpul predicii rugăciunii stau pe telefon. Butonează în continuu. Ați văzut odată? Dar aici nu sunt. Na, vine cineva și vă taie legătura. Am întâlnit frate, o fost și filmată asta, care se rugă, aleluia, slavă ție, Doamne. Da, îndată, îndată. Slăvi să fie numele Tău. Și ăsta l-a pus pe internet, bă, ăsta-i păstor, ce face? Băi, când ai prins legătura cu cerul, ai grijă să nu stai în nimeni legăturile. Poate fi un duc de îngrijorare. Poate fi o neiertare. 1 Petru 3:7. Tot astfel, bărbaților, la rândul vostru, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care veți moșteni împreună harul vieții, ca să nu vă fie împiedicate. În Iacov 4:8 spune, curățiți-vă inimile oameni cu inima împărțită. Mie mi s-a întâmplat, din punct de vedere anatomic, inima are 4 camere, 2 atrii și 2 ventriculi, comunică printre ele cu valve, cu supape, cum le-a făcut Dumnezeu. Dar Iacov spune, oameni cu inima împărțită, curățiți-vă inima. Eu am văzut inima împărțită, nu predic de aici, numai în cazul dorințelor a rugăciunii, am văzut împărțirea inimii. Că scrie 1 Ioan 3:21, dacă nu vă osândește inima, aveți îndrăzneală. Dar dacă vă osândește. În timpul rugăciunii știi cum s-a împărțit inima mea? Între îndrăzneală și osândă. Să vă spun cum. Mă cer cu nevasta acasă. Ea mi-a spus ceva, eu i-am spus înapoi, doar și eu am gură, nu numai e. Și i-am spus mai multe, așa. Măi, am gătit numai bine, m-am mâniat, i-am spus ce am avut de spus. Mă sună un frate, frate, dragul, ce faci? Pe acasă, măi. Băi, vin o fă ungere acum unde lemn, n-am un băițel, nu-i mai scade febra, bă, nu știu ce să mă fac, măi. Acum, eu îndrăzneala am câți păstor, am Biblie, am sticluță cu unde lemn, mă sui în mașină să mă duc. Dar mi-aduc aminte că eu s-a certat cu nevasta. Și acum inima se împarte între îndrăzneală și o sândire. Și apoi cobor și mă duc, măi nevastă, hai mai stăm de vorbă odată. Acum mai cedăm, mai lăsăm, mă duc la rugăciune. Vouă vi s-a întâmplat odată așa?
Eu cum am vorbesc ipotetic, chiar am o nevastă pocăită și nu m-am certat cu ea, nu mai știu de când. Ea e chiar mult mai pocăită ca mine. Dacă mă mai ceartă de toată, spune, e, nu ești destul de pocăitul. Asta e, uite, așa, 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 și are dreptate. Nu-s destul de pocăit. Dar i-am vorbit ipotetica. Băi, te cerți acasă cu nevastă și te duci la rugăciune cu frață. Unde ajunge rugăciunea aceea ta? Nu? Vine cineva și, pac, s-a tăiat legătura. Sau o neiertare. Tu știi că omul pe care tu nu-l poți ierta, ăla este stăpânul tău? Eu mă duc la adunare, conduc programul, frumos, se ridică unul, spune, băi, din cauza ta adunarea merge rău, că numai tu faci așa. Păi și-mi trage o cară și nimeni nu spune nimica. Parcă-s de acord cu el. Eu sunt pocăit, eu nu m-am certat cu el. Și mă duc acasă, dar în inimă l-am, nu? În inimă l-am. Și mă duc acasă, nevastă îmi pune mâncare, băi, o ciorbă bună, dar ce eu știu cum e ciorba, eu mănânc. Măi, ce mi-a spus ăla în adunare, măi, ce merită el. Și mănânc, dar eu la el mă gândesc, nu la nevastă de lângă mine. Mă culc și vorba poetului și adorme apoi cu mine în gând ca să visez de mine. Și până adorm mă gândesc la ăla, băi, dar ce-i trebuie el lui spus, dar nu s-o găsă cine. Nu mă gândesc că am femeie frumoasă lângă mine. Eu mă gândesc la cel care m-a ocărât pe mine. Și mă duc la serviciu, la volan și băi, dar s-a găsit el unul și pentru el, așa. Tu știi că omul pe care nu-l ierți, ăla este stăpânul tău? Cu ăla mănânci, cu ăla te culci, cu ăla trezești, cu ăla circul, numai cu el în minte. Dar de ce să fie, ăla merită să fie stăpânul tău? Nu mai bine-l ierți? Tată, iartă că nu știu ce fac. Și când ai spus așa, o luat povara de pe tine, vezi că ai nevastă frumoasă, că ai frați prieteni, că ai lucru bun. S-ar putea un duh din neiertare să stai rugăciunea. Dar rugăciunea e o luptă. Și dacă ați venit aici și aveți tot felul de îngrijorări și resentimente și relații rupte, nu-i bun, trebuie să ne refacem. De la voi din București, fratele Emil Bulgăr scria, pentru pânza de iubire e războiul cel mai greu. Diavolul tot rupe fire, noi le înodăm mereu. Mai înodați și voi legăturile, frate. Legăturile de dragoste, relațiile bune între frate și între bărbat și nevastă acasă. Domnul să ne ajute la asta. Că dacă e neiertare, odată am fost chemat la o lucrare, unger cu un de lemn, mult bolnav și cauză grele. Spune, frate Dragoș, organizează tu. Eu eram șoferul. Măi, da, m-a ales niște frata pe Sprânceană. Cel mai bun de acolo, prorocul ăla, oameni pe care știam eu. Mă duc în Botoșani, într-o casă, începem să ne rugăm, așa ca voi. Rugăciune slabă, scurtă, nicio lucrare, dar ei toți erau proroci. Voi, nicio lucrare. Ne ridicăm a doua rugăciune, tot așa. Se ridică un frate, spune, băi, ce cu voi, băi? Băi, eu vă știu pe toți, oamenii, ce cu voi azi? Se ridică un frate, spune, fraților, acum are vreo 80 de ani, stă prin America el. Eu mi-am luat nevastă de la 60 de kilometri. N-am avut treabă niciodată cu socru, cu soacra. Azi a venit soacra la mine. E prima dată când m-am certat cu dânsa. Băi, dar parcă o vrut să certe. De ce acolo face? De ce acolo? Apoi i-am spus vă două, o venit fratele Dragoș și m-a luat. N-am apucat să mă împac cu soacra mea. Dar eu nu m-am certat niciodată cu ea. Altă mărturisire. S-o mărturisit, știi ce s-a întâmplat? Diavolul știa că noi mergem în lucru Domnul. Și înainte de a mă ajunge eu cu mașina, o ajuns el prin toate familie și eu a țățat. Bărbatul împotriva femeii, împotriva soacrii. Și toți erau așa ca morcoviți, o vorbă, ca opăriți, așa au venit toți, cu probleme nerezolvate, au venit la ungeri cu un de lemn și eliberări de demoni. Nu merge așa, fratele. Rugăciunea e o luptă. Să luptă Duhul cu firea. Felicitări că sunteți aici. Să luptă Duhul cu duhuri de astea, de îngrijorare, de neiertare, de mândrie, da? Și multe altele. Mă uit la ceas. Până la ce oră stați dumneavoastră?
Uite, eu am așezat rugăciunea, nu m-am gândit să predic de rugăciune, da? Dacă suntem la rugăciune, am pus niște limite, niște hotare, succint, așa scurt, vă voi spune cum m-am gândit eu despre rugăciune. Eu am pus rugăciunea între umilință și demnitate. Aici e rugăciunea. Între umilință, în momentul când te pleci pe genunchi, închizi ochii, ridici gândul la Dumnezeu, e un act de smerenie. Recunoști că deasupra ta e un stăpân, e un creator, e un Dumnezeu. Recunoști că depinzi de El, de Deuteronom 8:3. Depindem de Dumnezeu, noi recunoaștem și ne umilim. Cum să vii mândru la rugăciune? Eu postesc, nu? Așa se ruga acela. Eu, așa o vine la rugăciune. Nu e o atitudine corectă. La rugăciune când vii, vii smerit, vii umilit, caz cu fața la pământ, tu ești un abur. Abia se ridică și pieri, fratelor. Zilele tale ca suvei, ca printre fire, un praf pe cumpănă, o iarbă tăiată dimineața, un sunet, un zbor, un vis la deșteptare, o strajă de noapte, asta ești un București. Că ai casă mai mare sau mai mică, nu mă interesează. Asta e viața ta. Și mă plec pe genunchi, Doamne, ăsta sunt eu, Tu ești tot, creator. Între umilință. Ce este omul ca să te gândești la el? Doamne, când mă uit la lucrarea ta, cerul, soarele și stelele, mă gândesc, ce omul să te uiți la el și fiul omului să-l bagi în seamă? Noi suntem oamenii ăștia, umili, smeriți, dar nu rămânem acolo. De acolo, încet, încet, în timpul rugăciunii, ne îndreptăm spatele, ridicăm privirea, că noi mai suntem ceva. 1 Ioan 3:1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim? Noi suntem copii de Dumnezeu. Eu când mă rog, după ce îmi recunosc că slab, că sunt umilit, că sunt smerit, că n-am merită, eu mă ridic, Doamne, Tu ești Tatăl meu. Tu ești Tatăl meu, eu sunt copilul Tău. Și voi mergeți la Dumnezeu ca la Tatăl vostru. Se întâmplă metamorfoza asta, este, nu vă ridicați de pe genunchi, oameni buni, până nu trăiți sentimentul ăsta înălțător, că sunteți copii de Dumnezeu. Odată se ruga un copil la tata lui și a strigat, tata, oprește un pic soarele deasupra Gabaonului, oprește un pic luna deasupra văia asta. Și știi ce a făcut? Opri Dumnezeu, că a strigat băietul lui. Aveți necazuri? Aveți probleme? Aveți nevoie? Spuneți, tata, rezolvăm problema asta. Între umilință și demnitate. Suntem copii de Dumnezeu. Între vinovăție și iertare. Îs pocăit de peste 64 de ani. Merg în casa Domnului. N-am băut niciodată, n-am fumat, n-am curvit, nu m-am bătut, n-am furat. Când mă culc seara și mă rog, Doamne, iartă-mă și pentru ziua de azi. Iartă-mă și pentru ziua. Multe are Dumnezeu la mine de iertat. Are și la voi? Băi, pe El e sfânt, sfânt, sfânt. Isaia capitolul 3, 6. Da? Sfânt. Ori eu n-am gândit ce trebuie, nu m-am uitat cum trebuie. Am avut un gest, am avut un plan, am avut... Că suntem oameni, suntem oameni. Și toți greșim în multe feluri. Îmi plec genunchi, Doamne, Te rog, iartă-mă, sunt păcătos, iartă-mă. Cum se ruga acela? Ai milă de mine, păcătos. Așa, băte pumnul în piept, Doamne, ai milă. Dar nu rămân aici eu. În timpul rugăciunii eu știu că Dumnezeu e un Dumnezeu iertător și că Dumnezeu iartă. Apoi eu nu mă scol de pe genunchi, stau acolo până când nu simt iertarea lui Dumnezeu. Învârs focul înaintea inimii, mărturisesc păcatele, încer iertare, fac juruinți, fac promisiuni și deodată vine pacea lui Dumnezeu. Simt că Dumnezeu m-a iertat. Nu vă ridicați de pe genunchi repede că au trecut 3 minute. Nu, nu, nu. Ridicați-vă când simțiți iertarea lui Dumnezeu. Când simți că Duhul lui Dumnezeu a venit în inima ta și că există legătura aceea între Fiu și Tată. Deci rugăciunea am așezat-o între umilință și demnitate, între vinovăție
și iertare. Am mai așezat rugăciunea între voia mea și voia lui. Tată, dacă-i cu putință depărtează paharul acesta, acolo erau toate spurcăciunile, toate păcatele mele și toate bolile mele, era acolo, se uita Hristos, El era Sfânt, era Dumnezeu și o trebuie să bei asta. Voi puteți bea? Nu. Tată, te rog, depărtează. Dar nu cum voiesc eu, facă-se voia ta. Eu vin cu nevoile mele, Doamne, cam așa aș vrea eu să lucrez. Te rog, fă asta, dar închei, nu cum voiesc eu, cum voiești tu. Asta e rugăciunea, spune eu, unui om matur. În momentul când o asistentă medicală mi-a dat hârtia și medicul mi-a spus, domnul Croitor, soția dumitare are cancer. Eu, în naivitatea mea, am întrebat de la bun sau de la rău. Că eu așa știam că este cancer mai bun și mai rău. Doctorul spune, domnul Croitor, nu este cancer bun, tot cancerul e rău. Dar dacă te interesează, are cancer de la rău. Du-te, unde vezi cu ochii, unde știi? Eu unde m-am dus? La adunare. Fraților, soția mea e foarte bolnavă, are cancer, rugați-vă pentru ea. O ieșit un cuvânt profetic. Să-mi spune, frate drag, soția ta va ajunge pe mâna oamenilor, va fi operată și va veni înapoi mai bine. Dar eu când a rugat frața, am spus, oameni buni, sunt bătrână, sunt cu minte. Am încă atâția copii necăsătoriți, care au nevoie de mamă și de tată. Rugați ca Domnul să o vindice, dar eu spun într-un final, facă-se voia Domnului. Deci nu-s fanatic, dar eu știu că voia Domnului e bună, plăcută și desăvârșită. O ajuns pe mâna oameni, o venit acasă, multe biserici s-au rugat, îi este mai bine și eu spun, slăvit să fie Domnul. Poți spune tu în rugăciune, dincolo de voia mea, Doamne, facă-se voia ta. Că eu rugăciunea așa o așez, între umilință și demnitate, între vinovăție și iertare, între voia mea și voia lui. Și mă ridic când vine îngerul, îl întărește pe Domnul și după aceea spune, facă-se voia ta. Vă rugați până acceptați voia lui Dumnezeu, că e bună. N-o pricep tu acum. În Ioan 13 spune, ce fac eu acum, tu nu înțelegi. Mai târziu o să înțelegi. Am așezat rugăciunea între privat și obște. Eu sunt un pic egoist, individualist. Mă plec pe genul, Doamne, ai milă de mine, ai milă de soția mea, ai milă de copii, vezi la servici, Doamne, vezi așa. Eu mă rog pentru mine. Și voi vă rugați? Vă rugați? Bun. E păcat? Nu. Aduce la cunoștința lui toate lucrurile. Filipeni 4 cu 6, nu? Da, dar eu nu rămân numai la privat. Eu mai trec la obște. Rugați-vă unul pentru altul. Eu nu mă duc misionar în Africa. Omul tot un frate să mă iei, să mă duc. Nevastă nu m-a lăsat, că tu ai Africa ta acasă. Na, nu m-a lăsat, nu m-a lăsat. Dar pot eu contribui cu ceva la ei din Africa? Voi puteți? Puteți. Odată cu finanță, că au nevoie, și odată cu rugăciune. Înaintea scaunului Harului lui Dumnezeu este un loc virant acolo. Noi acolo ne aducem rugăciunile înaintea tronului Harului Său ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și eu spun, Doamne, ai milă de misionare din Africa. Poți să iei o zi de post pentru ei. Oamenii trec prin primejde. Eu cunosc un frate, prieten cu mine, de la mine, soția lui din sala mine, a terminat Academia Militară, a luptat în Afganistan, a luptat în Golful Persic, acum s-a pocăit, o plecat misionar în Africa. O stat ani de zile. Spune, frate Dragoș, ce lupte sunt în Africa. Eu stam de seara până dimineața în rugăciune. Că noi predicam aici și dincolo, pe dealul celălalt, erau vrăjitori cu incantații. Vrăjitoria e la ea acasă. Și eu, pocăitul, plin de Duhul Sfânt, trebuie să fiu mai tare ca acolo. Și oamenii aceia, vrăjitorii, vracii tribului, s-au pocăit și au luat botezul. Ei, dar pentru asta trebuie să ținuți în rugăciune. Deci eu de la nevoile mele trec la nevoile lor.
Odată un frate întreba, măi, tu te-ai rugat azi? Da. Pentru ce? Nevastă, copii, pentru servici. Bun. Tu te-ai rugat azi? Da. Pentru ce? Păi, Domnul să aibă milă de bărbatul meu, copii, eu plecat la școală. Și întreabă, păi, dar pentru mine v-ați rugat vă unul, păstorul vostru. Păi, egoiștilor, dar pentru mine când vă rugați noi? Noi suntem datori să ne rugăm unii pentru alții. Știți de asta? Asta fac în rugăciune, de la privat trec la obște. Am fost în Spania cu un frate și acolo era un frate în scaun cu rotire. Fost proroc la viața lui, dar un om de rugăciune. Și de prietenul meu, așa lui a fost drag și a spus, frate, te-am pus pe lista mea de rugăciune. Ești la numărul 738. Și ăsta spune, băi, dacă suntem prieteni, dacă moare unul mai din față, mă bagi o leacă mai în față. Nu, frate, eu pentru toți ăștia mă rog. Și cred că se roagă, că îl cunosc pe omul ăla. Eu mă rog pentru toți, nu că pentru unul și doi. Eu pentru toți mă rog. Cât e de lungă lista ta de rugăciune? Cât ai pe listă tu de rugăciune? Pentru mijlocitor de aici te rogi? Pentru Dan, pentru comitet, că eu nu vă știu, nu pe Dan îl știu. Vă rugați? Da? Pentru frață care cântă, să nu răgușească așa ca mine, vă rugați, da? Îi aveți pe listă? Oameni buni, eu am o listă de rugăciuni în care de ani de zile nu pot să mă culc dacă nu mă rog pentru ei. Nu pot să mă culc, le-am promis, băi, eu mă rog pentru voi. Frate cu tare, cu tare, cu tare, sora cu tare, copiii cu tare, cu tare. Nu pot să mă grăbesc până nu-mi spun lista, ca popa, cum spune Cazania. Câteodată o spun repede, repede, ca să scăp, câteodată mă gândesc la fiecare, dar îi pomenesc. Cât e pe lista ta de rugăciune? E lungă? Într-o adunare era fratele Cornel Bârsan, ăla care a trecut la Domnul din Canada. El avea avut cât 13 copii, parcă. O spus să facem o rugăciune pentru familie. S-a pus adunarea pe genunchi, un minut, s-a ridicat. Acum Cornel spune, fraților, stați un pic, eu am un obicei, când mă rog pentru familie, mă rog pentru toți copiii mei. Am ajuns până la al șaselea, hai să ne plecăm că mai am încă 7 pentru care să mă rog. Și spune că a doua rugăciune a fost lungă și cu lacrimi și frumoasă, că poți să te rogi pentru fiecare copil în parte, fiecare are nevoia lui. Acei de la facultate nevoia ei, un băiat nu-i dă pace la cei de la liceu, la mic s-o gătit caietul de biologie. Fiecare cu nevoia lui, nu doi copii la fel, așa cum nu degi de la mână. Trebuie să te rogi pentru fiecare în parte. Dar dacă spui, Doamne, ai milă de copiii mei și de guvernul României și ne-a ridicat, nu-i prea bun. Trebuie o rugăciune așa mai detaliată. Vă trebuie listă cu rugăciuni. Cât e lista ta de mare? Și am mai spune că eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă în rugăciuni pus între supraviețuire și belșug. A fost COVID-ul ăsta, mulțumesc Domnul, noi n-am avut probleme. Îmi spuneau frații că n-avea aer. Trăge și nu-i ajunge aerul în plămân. Trăie, deci ea era supraviețuire, nu era aer din belșug. Ei, așa e și cu pocăința, așa e și cu rugăciunea, așa e și cu duhul de rugăciune. Poți să ai o supraviețuire, Doamne, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească în numele Tău. Amin. Sau poți să ai o revărsare de duh. În vremea aceea, spune Zaharia, voi turna peste casa lui Izrael și locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Vreau ca azi Domnul să toarne duh. Duh de rugăciune să toarne peste adunarea aceasta. Și mai așez rugăciunea între teorie și practică. Că la teorie suntem buni. Eu am dat exemplu unei familii în care erau mai mulți copii și voiau să culce seara. Nu mâncăm nimica? Ce ne-au spus că nu, seara nu se mănâncă când îngrășăm. Altul spune, mă, ar merge totuși ceva, nu o mâncare grea, așa una mai, ar merge o zacuscă. O felie de pâine cu zacuscă, nu o te îngrașă. Du-te, te rog, și adu-o zacuscă. Ăla spune, da, ultima dată tot eu am fost. E rândul tău să te duci acum. Îmi spune, nu, 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 eu am fost, n-ai fost tu, du-te tu. Acum eu vă întreb, voi, gospodine, ce-i mai greu, să faci zacusca sau să o aduci din magazie? Da?
cu o cipărușă acolo, te frigi, o iei, o toci, o sterilizezi și o pui pe borcană. Și trimiți un copil să iei zacuscă și lui Ilene. Dacă ar aduce tot mama, hai, du-te mama, tu că știi unde -s. Și știi ce au făcut copiii ăștia, leneșuți? S-au culcat flămânzi, că le-au fost leni să aducă unul zacuscă. Rugăciunea m-a așezat-o între teorie și practică. La teorie suntem buni. Eu mai pot predica despre rugăciune. Știți unde sunt eu mai slab? La practică. Acolo am eu probleme cu practica. Acum, dacă am avut învățătura asta, ce e rugăciunea? E o luptă. Vrem rugăciunea care urmează să prindeți fir de legătură. Băi, și când prinzi firul de legătură, spune Domnului tăt. Tăt ce ai tu pe inimă și în casă, ce nu poți să spui nici la bărbat, nici la nevastă, nici la comitet. Spune Domnului. Sunteți de acord? Amin. Rugăciunea e o luptă. Ați luptat până acum, ați biruit, ați venit la adunare, v-ați înfrânat trupul. De acum vezi că vine ăștia cu forficul. Câte duhuri, îngrijorare, neiertare, mândrie, resentimente, vin să ne... Nu-i lăsăm. Am prins legătura cu cerul să o ținem bine. De asta e luptă. Am așezat rugăciunea între umilință și demnitate, între vinovăție și iertare, între privat și obște, între voia mea și voia lui, între teorie și practică, și vă invit la practică. Dacă sunteți de acord, ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnului pentru toate problemele și mă rog încă o dată, Domnul să vă dea vouă și nouă Duh de îndurare și de rugăciune. Amin.